Rezultatul final va depinde de rezultatul celorlalte partide mici, dacă vor intra sau nu în Parlament. Însă mesajul dreapta este un lucru pe care îl apreciez și eu și colegii mei, este un vot pe care îl respectăm și eu și colegii mei. Nu o să vin cu foarte multe declarații sau informații, dat fiind faptul că rezultatele prezentate de exit poll-uri sunt date parțiale, date de la ora 19, motiv pentru care o să facem numărătoarea paralelă, o să așteptăm rezultatele de la ora 21 și cred că în cursul acestei nopți, mâine dimineață cel târziu, vom putea să venim cu un rezultat bun pentru Partidul Național Liberal. Vreau să le mulțumesc însă în mod special tuturor celor care sunt angrenați în acest proces electoral, celor care sunt în secțiile de vot. E important ca ei să rămână mobilizați, e important ca ei să știe că orice meci se joacă până la capăt și că obiectivul pe care l-am fixat, și anume acela de a încerca să facem o majoritate parlamentară pentru proiectul Dacian Cioloș prim-ministru, e un proiect care încă se joacă. Depinde foarte mult de rezultatul final, va depinde de rezultatul celorlalte partide mici, dacă vor intra sau nu în Parlament. Însă mesajul pe care vreau să-l dau este unul de atenție până în ultima secundă. Le mulțumesc tuturor colegilor care au fost alături de mine în această campanie electorală. Mandatul celor care vor intra în Parlament nu este deloc un ușor. E o răspundere mare pe care și-o asumă. Este un drum pe care am pornit împreună, un drum cu o echipă nouă, un drum pe care Partidul Național Liberal încearcă să-l facă în continuare cu altfel de paradigmă de a face politică. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați avut răbdare cu noi și în seara aceasta și pe parcursul întregii campanii. Și ne revedem, sper că, dacă mai stați în seara asta, am câteva ore cu rezultate mai aproape de rezultatul final. Vă mulțumim tare mult!